Hello și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pentru voi un haul cu haine de pe site-ul YesStyle, iar tematica acestei campanii din care fac eu parte cu acest video se numește Denim Obsession, care într-o oarecare măsură a căzut exact la țanc cu actuala mea obsesie, care începe să devină tot mai proeminentă pe această idee de blog. Ideea de denim e ceva ce am tot găsit și regăsit pe parcursul verii și cumva mi s-a plantat în minte ideea asta că vreau și eu ceva mai mult denim în garderobă, așa că dacă vreți să vedeți atât ținuta de denim aferentă campaniei, cât și cele extra chestii pe care le-am ales de pe site-ul YesStyle, vă invit să urmăriți în continuare. O să începem evident cu Denim Obsession și am aici o fustă foarte simpatică cu niște detalii interesante. Uitați aici, în zona piciorului vine acest detaliu. În rest, este o fustă relativ simplă, îmi place nuanța asta așa mai ștearsă de blug și materialul, ca să știți, se simte foarte bine. Ceva ce mi s-a părut super interesant la fusta asta este căptușala, pentru că deși e denim, deși e un denim destul de rigid, are o căptușală. Ia uitați cum este, de fapt nu știu cât se înțelege pe aici, însă este o căptușală sub formă de pantalon scurt, adică nu te simți chiar atât de fără nimic pe sub în momentul în care porți fusta asta, îți dă un plus de siguranță, deci este un mare, mare plus. Continuând, ceva ce nu am mai avut de foarte mult în garderobă este o jachetă din aceasta de blugi. Eu am luat mărimea M, se pare. Are un stil așa ușor oversize, dar este totuși o jachetă cropped. Este foarte simpatică, buzunare mari în partea din față, năsturei o poți închide dacă vrei. O zonă din asta pe unde bagi curia în partea de jos, iar la spate, ia uitați cum arată, este ca și cum porți o pereche de blugi invers. Adică e o jachetă care arată ca, din spate arată ca și niște pantaloni întorși invers, practic. Foarte interesantă, mi-a plăcut maxim acest detaliu și cumva a fost și motivul principal pentru care am ales această geacă și nu alta de pe site, că mai au și alte modele în cazul în care vreți să optați pentru altceva. La fel, denimul este unul destul de rigid, destul de puternic, nu ai probleme din punctul ăsta de vedere. O chestie ușor neașteptată ar fi situația asta. Este un corset din denim. Din nou, avem de-a face cu un denim destul de bun. Are în față un șiret, la spate are fermoar și are bretele ajustabile. Bretelele sunt elastice, poți să le ajustezi așa cum te simți tu confortabil. Foarte fain arată și asta. Vedeți că nuanța de denim nu este la fel ca și jacheta și fusta, care alea două parcă arată la fel. Asta este un denim mai închis. Însă mă gândesc cumva să le port pe toate împreună, pentru că până la urmă e ideea de denim. Denim pe denim pe denim, chiar dacă astea ar fi mai închisă oarecum, creează acolo un contrast și face lucrurile mai interesante. Și în continuare o să fie cumva o situație oarecum monocromatică în ideea de denim, cred că am zis acest cuvânt mult prea des. Foarte simpatic mi se pare și acest top tip corset, pe care eu cel mai probabil o să-l port peste un tricou alb. Cu ținuta asta, într-adevăr, arăt ca și o obsedată de denim, precum spune și numele campaniei, Denim Obsession. În prima fază, când m-am uitat pe site și am ales piesele din denim, m-am uitat ca ele să arate bine de sine stătătoare, individuale, ca piese separate, dar când am ajuns la mine am constatat că împreună creează o ținută foarte simpatică, așa ideea de monocromatic, full on denim, situații de genul ăsta arată foarte bine, dar în mod evident ele pot fi purtate și separat și din nou fiecare în parte cred că poate să adauge un strop de ceva mai special ținutelor, pentru că fiecare piesă are ceva deosebit în felul ei. Fusta are situația asta aici pe picior, jacheta, după cum spuneam, arată de parcă porți o pereche de blugi invers. Are și buzunare mari în față, deci dacă într-adevăr vrei să pui ceva în ele, poți face acest lucru. Și corsetul poate fi luat atât peste tricouri simple, cât și peste cămăși sau diverse alte piese, chiar și peste rochii, depinde bineînțeles aici și stilul rochii. Trecem acum și la lucruri normale,
că denim am tot avut și deja am vorbit prea mult și am zis cuvântul mult prea des. Și am aici un alt fel de corset care văd că este desfăcut. Este un fel de imitație de piele, are și capse aici în partea din față, o să închid eu câteva ca să pot să vi-l arăt cât de cât. Ia uitați, e pur și simplu un top tip corset dintr-o imitație din asta de piele. Tot așa cu gândul să o port peste un tricou alb am luat această piesă și mai ales să o port în niște ținute ceva mai edgy, dacă vreau să fac, nu știu, ceva mai părocăreală, poate pe gotic, cine știe. Am așa o situație versatilă în minte, încât uneori vreau să fiu prințesă, alteori vreau să port chestii negre și rele, așa că am ales și acest top. Acum să nu vă gândiți că am făcut intenționat situația asta, meci-meci, acum cu acest corset din imitație de piele și înainte cu zona de denim. Pur și simplu așa s-a întâmplat să-mi vină ideea și inspirația să sortez acest corset unei fuste tot așa dintr-o imitație de piele. Am luat de data asta o cămașă pe sub și mi se pare că arată foarte drăguț această combinație. Cumva, în loc să ducă toată situația într-o zonă așa mai periculoasă, acest femme fatal, parcă o cumințește puțin, tocmai pentru că această cămașă pare așa un pic prințesică. Am păstrat lanțul din perle care tot așa adaugă o notă de eleganță și am făcut această combinație pe care o port în momentul de față. Corsetul ăsta fiind prevăzut cu niște capse, poți să-l ții mai deschis sau poți să-l închizi până sus dacă dorești să faci chestia asta. Tot așa merge luat peste tricouri sau peste cămăși, cum este și situația de față. Piesă versatilă pe care mi-am dorit să o am în garderobă și da, dacă vrei să faci și ținute mai rele, se poate face și chestia asta pentru că ai de unde, pentru că este situația de așa fel. Am și două bucăți de accesorii și am dat un lanț din acesta din perle cu o inimă la capăt, tot așa o inimă perlă cum ar veni. Și am aici o curia din aceasta din metal, o curia din asta tip lanț cu inimioare. Hai să vedem, reușim să o vedem și pe asta pe cameră. Hai că am reușit să o și vedem. Cam așa este, e foarte ajustabilă, adică fiind lanț poți să o prinzi acolo unde ai nevoie, deci poți să o porți mai largă, mai strâmtă, ca accesoriu, peste alte chestii. Foarte simpatică mi se pare și aceasta. Și ultimele două piese pe care le-am ales de pe site-ul YesStyle ar fi două genți. Sunt genți din acestea de tip tote bag. Am odată varianta asta, care e într-o nuanță de bej, foarte încăpătoare, are și o capsă, apropo, care face cât de cât lucrurile mai sigure în interior, are și un buzunărel cu fermoare în interior. Ea momentan stă destul de aplatizată de cum a fost transportată, însă are dimensiune și la zona de lățime, adică încap foarte multe chestii în interior. Vine și așa cu o eșarfă legată, pe care dacă vrei o porți, dacă nu o dai jos, dacă vrei poți să o schimbi cu o alta, dar per total mi se pare o geantă foarte fain de avut, mai ales dacă ai decărat multe chestii după tine. Și tot în ideea asta că poate am decărat multe chestii după mine, este și aceasta cu model zebră. Asta, în schimb, are fermoar, adică poți să o închizi de tot și este și aceasta destul de încăpătoare și de lată vedeți că odată ce ai pus mâna în ea și ai deschis-o cum trebuie, deja devine altfel volumul genții. Și da, avem spațiu, avem și buzunar cu fermoar, ea în sine are un fermoar pe tot lungul genții cum ar veni și din nou, dacă ai multe lucruri de cărat cu tine, asta este o variantă foarte faină. Acestea fiind spuse, eu sunt foarte îngândată de ce am reușit să aleg de pe site-ul YesStyle și în descriere o să vă las link-uri către toate piesele care au ajuns la mine. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Pa, pa!